Dumnezeu să vă binecuvinteze. Suntem în trecere prin orașul Dej și văzând că este ora în care frații noștri, surorile noastre, rudenile noastre sunt strânse la părtășie în casa Tatălui nostru, am zis, haideți să oprim și să intrăm aici, să ne închinăm Domnului. Mulțumim că ne-ați primit cu căldură. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doar câteva cuvinte din cuvântul lui Dumnezeu. Chiar m-am gândit ce legătură a Duhului a fost între fratele care a citit textul și la ce mă gândeam pe bancă. Am deschis cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, cu versetul 5 și 6. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnici, care le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzut de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa după și roagă-te tatălui tău, care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns, îți va răsplăti. Acesta este cuvântul care mi l-a dat Domnul intrând aici în casa de rugăciune. Și m-am gândit ce legătură a Duhului. Slăvit să fie numele Domnului. Socotesc că este nevoie să vorbim câteva cuvinte despre problema aceasta rugăciunii. Și mă rog ca Dumnezeu să-mi dea inspirație ca cuvântul lui să meargă spre inimile care în această clipă stau deschise la cuvântul lui Dumnezeu. Vreau doar o întâmplare să spun a unei sore de-a noastre care s-a hotărât să intre în rugăciune înaintea lui Dumnezeu o oră de rugăciune pe zi. Foarte scurt vreau să fiu și să vă spun câteva lucruri la subiect. Sora aceasta a intrat o oră în rugăciune și în fiecare zi ea și-a fixat timpul de rugăciune a părtășiei ei cu Dumnezeu. Avea cauze deosebite înaintea Domnului, pentru frați, pentru surori, pentru probleme de familie și în fiecare oră, în fiecare zi avea problemă deosebită. Într-una din zile, spunea, mărturisea sora, că a stat înaintea lui Dumnezeu. Și în ora aceea de rugăciune a venit și diavolul ca să deranjeze părtășia ei cu Domnul. În camera alăturată a picat căzut un copil și a început să urle ea gândul cu gândul la copil și a vorbea din gură, spunea, vorbea și cu Dumnezeu. Și a trecut jumătate de ceas, s-a gândit că vine soțul, ce să-i facă de mâncare și jumătate de oră s-a dus stând acolo pe genunchi și vorbind de fapt o bolboroseală. Și în momentul acela când ea se ruga, lângă ea a văzut așa că într-o vedenie un înger care sta de partea ei. Și apoi undeva în altul cerului, un alt înger care stătea acolo. Și îngerul de sus întreba pe cel de jos de lângă ea, ce face femeia aceasta? Și îngerul de lângă ea spune, ea se roagă. Și îngerul de sus răspunde, cum se roagă că aici nu se aude nimic? Și a înțeles sora noastră că jumătate de oră a stat pe genunchi și s-a trudit ea acolo și a fost doar un timp zadarnic. Și o jumătate cealaltă de oră s-a dedicat cu totul în rugăciune înaintea Domnului. Și cauza ei pentru care se ruga era pentru o soră din spital care era bolnavă. Nu sunt povești, frați și surori. Și sora aceasta când a intrat acea jumătate de oră cu toată inima, Dumnezeu a răspuns la rugăciunea ei și a tămăduit pe sora care era în spital. Slăvit să fie numele Domnului! Rugăciunile noastre nu trebuie să fie o bolboroseală. Rugăciunile noastre trebuie să fie cu toată inima dedicată Domnului. Atunci când eu mă rog în odăița mea, trebuie ca să las toate celelalte lucruri și numai acolo, ci și aici, să lăsăm toate lucrurile deoparte și legătura noastră să fie directă cu Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu ia aminte, glasul nostru s-aude la cer, slăvit să fie Domnul! Și apoi o altă întâmplare care doresc să vă spun ca mărturie. Ce a spus Domnul Iisus Hristos ucenicilor, când ucenicii au întrebat pe Domnul, Învățătorule, învață-ne să ne rugăm. În capitolul 18 din Evanghelia după Luca, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și le-a dat pildă aceea cu judecătorul nedrept, care dumneavoastră o știți prea bine. Și a început să le explice și să le spună cu judecătorul acel, cu femeia aceea a mers și a bătut la cel judecător ca să-i facă dreptate. Și spune Domnul Iisus Hristos în capitolul 18, imediat după Luca, spune așa, Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zebovește față de ei. Vă spun că le va face dreptate în curând, slăvit să fie numele Domnului. Într-o circunstanță a vieții noastre de familie am trecut printr-o situație destul de critică. Am avut un accident, fiindcă eu sunt conducător auto. Am avut un accident, poliția mi-a luat permisul pe 3 luni
Cel care avea mașina a spus, măi omule, nu te poți să te țin 3 luni de zile, să stai deoparte, trebuie să angajezi pe altcineva pentru 3 luni, nu poți să angajezi pe nimeni. Și m-a dat liber. Am intrat în șomaj și după un an de zile m-am trudit ca să găsesc un loc de muncă și n-am găsit. Și soția spunea, ea zicea, măi, să știi că tu, băi, când vei termina șomajul, Dumnezeu ție îți va rândui un loc de muncă potrivit pentru noi, pentru familia noastră. Zic, Dumnezeu să te audă și Dumnezeu să binecuvânteze credința surorilor, să le întărească în credință, că de multe ori ne ajută și pe noi pe partea bărbătească. Dumnezeu să fie slăvit. Atât când a ajuns să termine șomajul, într-o seară de rugăciune, așa cum și dumneavoastră, cred că aveți altarul rugăciunii în casele dumneavoastră, vă strângeți copiii, soțul, soția și faceți altar înaintea Domnului, cred că faceți aceasta și dacă faceți, Dumnezeu să vă asculte rugăciunile voastre care le puneți pe altar. Și dacă cumva nu faceți, Dumnezeu să vă ajute ca să vă uniți și să ridicați altarul rugăciunii în casele dumneavoastră. Când s-a terminat rugăciunea de seară cu toată familia, am hotărât și am spus, începând din seara aceasta, vom sta înaintea lui Dumnezeu pentru problema aceasta a serviciului. Nu se poate. Deci nu se poate Dumnezeu să ne lase în fața aceasta în continuare ca să fim în această situație. Și am intrat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, așa cum am învățat, cum ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus a spus, și Dumnezeu nu va face dreptate lui care strigă zi și noapte către ei, măcar că zăbovește față de ei. Și am luat cuvântul acesta pentru că, frați și surori, cuvântul acesta este puterea lui Dumnezeu pentru noi. Slăvit să fie numele Domnului. Și am luat cuvântul acesta Domnului Iisus Hristos și l-am pus în practică. La ora aceasta, de la ora 10 la 11, intră tata rugăciune. De la 11 la 12, mama rugăciune. De la 12 la 1, intră copiii în rugăciune. Și am numit pe fiecare Daniel, Samuel, Simeon și pe toți am numit ca fiecare câte o oră de rugăciune. Și am făcut un lanț de rugăciune, o noapte de rugăciune. Și apoi urma și celelalte zi și nu ne-am gândit să ne oprim. Și după amiază, în celelalte zi, Dumnezeu care aude și vede, slăvit să fie numele Lui. M-a sunat un telefon, măi omule, tu ce faci, lucrezi? Și am spus, nu lucrez. Vrei să vii la lucru? Sigur că vreau. Să vii din clipa aceasta să faci o cursă până la Brad, Deva Brad, care știi zona, o cursă de la Deva Brad și poți să rămâi la mine la lucru. Și am zis, slăvit să fie numele Domnului care aude rugăciunile, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, vreau să mă întăresc în rugăciune, să mă întăresc în linia aceasta, să ne întărim în rugăciune, să nu ne lăsăm. Noi suntem niște luptători împreună cu Dumnezeu. Lupta noastră nu se dă cu pumnul în vânt. Lupta noastră se dă pe genunchi și dacă folosim aceasta, noi suntem mai mult decât slăvit să fie Domnul. Mi-aduc aminte de omul lui Dumnezeu Daniel. Omul acesta, om al rugăciunii, și un om care stătea de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune. Un om înțelept pe care Dumnezeu a dat deosebită înțelepciune în Babilon. Și în momentul când s-a rugat și a stat de vorbă cu Dumnezeu, a venit un înger lui Dumnezeu la el și a spus, Daniele, am venit să-ți luminez mintea. Mai trebuia înțelepciune lui Daniel? Mai era nevoie la Daniel ceva în pricepere, în înțelepciunea lui? Frați și surori, înțeleg că în momentul când ne rugăm, Dumnezeu vine și ne descopere tainele lucrurilor, problemele care noi nu le putem pricepe. Slăvit să fie Domnul! Ce mai înțeleg încă un lucru, că în momentul când noi ne rugăm, noi ne asistă cerul, Dumnezeu, oștirea cerului ne asistă pe noi. Nu ne rugăm așa, ca oricine și oricum pe pământul acesta. Suntem asistați de puterea lui de Dumnezeu, de îngerii lui Dumnezeu. Pentru că în momentul când s-a rugat Daniel, a trimis un înger din mulțimea îngerilor la Daniel ca să-l întărească și să-i spună ce trebuie să facă, slăvit să fie Domnul. Mă rog ca Dumnezeu să vă întărească în credință și pe dumneavoastră și pe noi, ca lupta aceasta care o avem de dus, să putem să ieșim să fim mai mult decât biruitori. Și cred că aceasta se întâmplă dacă vom rămâne la picioarele Domnului Iisus. Să ne ajute Dumnezeu și pe noi și pe toți. Și copilașii Dumnezeu să ajute să fie oamenii rugăciunii. Să avem un loc al rugăciunii. Dragi tineri, să vă fixați un timp al rugăciunii și un loc al rugăciunii. În căsuța dumneavoastră, în odăița dumneavoastră, căci Domnul Iisus spunea că acolo în taină, în căsuța aceea, acolo în locul acela tainic, se prezintă Domnul Iisus la voi și la noi ca părinți slăviți să fie Domnul. Nu este suficientă rugăciunea personală, globală. Trebuie și rugăciunea personală. Să avem fiecare din noi momentul rugăciunii. Domnul Iisus s-a dus pe munte, se ruga pe munte și noaptea se ducea pe munte în grădină și avea un loc al rugăciunii. Pentru că în momentul rugăciunii El se umplea cu putere de la Tatăl, de la Dumnezeu, ca să poată să biruiască pe planeta aceasta noastră păcatul și fără de legea. Și nouă ne trebuie această putere. De aceea Dumnezeu să vă întărească în rugăciune și să vă ajute, să vă uniți la rugăciune și Dumnezeu să instaureze altarele rugăciunii în familie.
familiile dumneavoastră. Poate că este o soră care se roagă și ar vrea ca altarul să fie zidit din noul, dar poate soțul trage într-o parte. Dumnezeu să vină în ajutor. Poate că este fratele care vrea și el, sora și copiii să vină la rugăciune, să îndrăgească altarul și vede că truda este zadarnică. Dumnezeu să vă vină în ajutor și împreună să fim luptători împreună cu Hristos. Amin.